He comes alive at midnight. Every night. My mama doesn't trust him. My He's only here for one thing, but. So Mai, mai, Camila Cabello, mai, o mai, ce poveste ascultăm noi astăzi, e 9 și 6 minute. Bună dimineața, atunci când aflăm povești frumoase, scrise de tineri care fac lumea asta mai bună, mai frumoasă, mai aproape de cum ar trebui să arată, pentru că vorbim despre tineri pasionați de domenii de viitor și care ne reprezintă cu mare, mare succes. Despre robotică, despre echipa Fius, despre rezultate și ambiție, vorbim în dimineața animată cu Cezara Cristescu, responsabil relații publice și Ioana Giambec, responsabil marketing. Bună dimineața, fetelor! V-am dat trezirea cam dimineața astăzi, dar mă iertați voi eu pentru asta, nu? Bună dimineața! Bună, eu sunt Cezara, hello! Bună, eu sunt Oana! Multă, multă energie pe frecvență avem nevoie, mai ales că și plouă astăzi și foarte puține persoane iubesc ploaia, ce se spunem, da? Vă place ploaia? Da, vremea asta, nu știu, pe mine cel puțin mă face foarte... În sentimentele mele, știți ce zic? Ah, da, câteodată înțeles. chiar este o atmosferă ideală. Depinde de starea în care ești. Și fetele astea se ocupă de robotică, adică și condiție de artist și robotică. avem de toate pe frecvențele noastre. Cum este cu școala? V-ați luat liber puțin să știu dacă mă simt vinovată sau nu? Uh, păi, uh, da, am uh, vorbit cu domnul meu diriginte, care a fost foarte înțelegător și m-am voit de la primele ore și este în regulă, <laughs> pentru că ne susține. Deci suntem ariste. ok, da? Da, suntem mm -hmm. ok, și ne susține. Da. Apropo te și te Cezara de partea cealaltă. Am citit foarte multe lucruri frumoase despre voi, dar ca să înțeleagă mai bine și ascultătorii noștri, ce reprezintă mai exact echipa Fuse? Uh, echipa Fuse reprezintă pentru noi uh, un mediu în care ne putem dezvolta atât pe plan personal cât și în echipă. Un mediu care a devenit de-a lungul timpului foarte, foarte familial pentru mine, cel puțin, astfel încât am uh, foarte mulți prieteni acolo, am legat foarte multe legături. Uh, pentru că eu sunt în echipă de 2 ani și okay. anul acesta echipa este formată preponderent din membrii noi Și am avut o legătură foarte, foarte strânsă și cu ei în această lună, ne-am format legături foarte importante Eu am intrat abia anul acesta în echipă și pot să spun că pentru mine a fost o provocare Pentru că, după cum știe foarte multă lume, robotica nu cred că eram un domeniu la care cineva <laughs> se aștepta să, să mă implic Și credeți-mă că a fost o experiență la care nu m-am așteptat că chiar îmi place, șocant, mă simt bine, mă distrez cu Ana, la, la sediu este minunat și mi-am descoperit o pasiune pe care nu m-aș fi gândit niciodată că o să dezvolt atât de frumos și mi-am găsit grupul de prieteni la Fuse, este minunat, suntem o familie și ne vedem săptămânal și este atât de frumos, facem brainstorming-uri, avem tot felul de ședințe, e, e, o experiență frumoasă pe care cred că fiecare elev care vrea să se implice în genul ăsta de activități ar trebui să o încerce. De ce este important să ne implicăm? Pentru că dacă nu vedem cum este, nu avem de unde să știm că am putea să fim pasionați de un domeniu anume și în acest caz vorbim despre robotică. Spuneți despre voi în felul următor. Lucrurile mărețe nu sunt niciodată făcute de o singură persoană, ci în echipă. Cum este să colaborați mai multe licee din ea și în general este vorba despre competiție, dar iată că acum v-ați dat mâna pentru o pasiune comună. Da, într-adevăr, în Iași este o competiție destul de indirectă, dar constantă între licee, însă Faptul că avem pasiuni comune și același scop, acela de a aduce robotul la uh, mondiale, uh, anul acesta și oricând, de fapt, uh, ne-a făcut să lăsăm toate, toată competiția aceasta la o parte și să ne focusăm pe același ideal și am putut să lucrăm foarte frumos și să ajungem la niște rezultate excepționale chiar. Uh, pentru că nu se mai simte acea concurență, ci toți muncim pentru a ne dezvolta împreună. Foarte, foarte frumos, da. Vorbim de lucruri foarte mari până la urmă, de competiții naționale, na internaționale, mondiale. În ce clasă sunteți voi? Uh, amândouă suntem în clasa 11a. Uh, Oana, tu ești la uh, La Colegiul Național Iași, am 17 ani. Și eu, la tot 17 ani și sunt la Liceul Eminescu, la Mihai Eminescu. Și ce colegii sau licee mai sunt implicate? Uh, uh, mai că sunt toate din Iași, nu? Uh, majoritatea, okay. da. Adică suntem și de la licee de stat și de la școli private, de la Paradis, de la Eminescu Național, mm -hmm. Colegiul de Informatică Grigore Sil, de la Colegiul Costache Negruții, oricum, noi în FIUS suntem de la diferite licee, adică ne-am adunat cu toții pentru a împărtăși pasiunea asta comună, robotica. Okay. Și avem din toate părțile, avem și de la Național, și de la Informatică, și de la Eminescu, de peste tot. Cred că este masa rotundă Iașului, așa, în materie de licee. <laughs> nu concurență, nu. Da, exact. Ce poate să facă o pasiune până la urmă, dar de la cine a pornit această idee de a înființa acest grup? <laughs> pasiunea asta, nebunia asta cu Fius a pornit în 2016 la inițiativa lui Toma Chiruță, care este fondatorul okay. echipei și el practic a început proiectul acesta alături de mai mulți colegi care au plecat mm -hmm. la facultate după. M în fiecare an noi aducem diferiți membri în echipă și Toma a rămas fondatorul echipei, așa îl numim noi, și datorită lui tot ce facem noi la Fius este posibil, și de asta îi mulțumim, este cel care ne sfătuiește, ne spune uite, trebuie să faceți asta, ne dă sfaturi, este un om minunat Mulțumim, Toma, salut! Ne salutăm pe Toma și am o vorbă foarte importantă. Cine nu are mentor să-și cumpere pentru că sunt extrem de relevanți în dezvoltarea noastră. Chiar, la ce concursuri da. ați participat până acum și cum a fost? Păi primul uh, concurs a fost uh, în Perm, în Rusia uh, în 2018 în care echipa care tocmai a terminat anul acesta liceul uh, și acum este la facultate uh, și-a mărit oarecum motivația de a participa datorită atmosferei care era la concurs. Anul următor, în 2019, am câștigat Naționala Competiției de Robotică First Tech Challenge, FTC, care a avut loc la București și am câștigat în alianța, am fost în alianța câștigătoare. Iar anul trecut, ne-am pregătit tot anul, aveam niște roboți foarte, foarte buni, Adică aveam șanse de mondiale, însă, fix cu o săptămână înainte de regionale, care regionale au loc în Iași, mm -hmm. pe partea de Moldova, la sala Polivalento, a intrat carantina. Și, din păcate, Falați toată munca noastră. Peste ca puțin. Da, și toată munca noastră timp de un an, și roboții, și uh, toate sponsorizările și finanțările au fost câte cât irosite, pentru că în fiecare an este altă temă date de concurs și noi nu putem folosi aceeași robot Trebuie în să an. munciți la alții roboței, presupun, da. care implică foarte multă muncă și energie. Dar ce trebuie să facă mai exact acești roboții la concursul? Pentru că sunt foarte mulți ascultători, adică și eu, care nu știm lucrurile astea, nu știm cum funcționează. <laughs> păi, haideți să vă explic eu, pentru că ne-am uitat în fiecare an, este dată o nouă temă de cei de la Nație prin Educație, okay. este trimis un clip în care ni se explică ce, uh, ne solicită în respectivul uh -huh. an De exemplu, anul trecut trebuiau roboții să ia niște cuburi Și să le monteze într-un fel de turn Chestia asta okay, okay. este destul de complicată Dacă stați să vă gândiți că noi trebuie să facem robotul de la zero Mă rog, băieții de pe partea de parte Ne de mișcăm mecanică. noi uh, oamenii uh, uneori Exact, exact Și a fost o muncă destul de, de grea Doar că acum ne jucăm cu robotul nasi, Pentru că nu avem ce să facem cu el Ne jucăm cu el când suntem la sediu și credeți mi este o experiență super I-ați dat și un nume? Uh, nu cred că are un nume, okay. dar <laughs> să vă spun o poveste amuzantă. Este un robot pe care l-au construit băieții în timpul lor liber. Este un robot okay. cam cât mine și cât de bună de înaltă, ah, pentru că noi avem 1,60 no. Deci nu este un roboțel, cum am spus eu, este un robot în toată puterea cuvântului. Uh, sunt doi roboți. Este roboțelul care este cam atât, așa. Okay. Este un roboțel da, mai mic, care era pregătit pentru competiția de anul trecut, din sezonul trecut. Și este roboțelul acela înalt, care este făcut pentru diferite proiecte, A, un fel de mascotă pe nume Chialuțu. Ah, ok, da. Da. ok. Da. Și, practic, în competiție, noi uh, suntem patru echipe, uh, echipa noastră și alte trei luate aleatoriu, și facem două alianțe. Și trebuie să. Oarecum să manevrăm robotul astfel încât să facă să îndeplinească cerințele și să luăm cât mai multe puncte pe cerințele respective, date la okay. începutul uh, semestrului. Și este o parte de câteva secunde, 30 de secunde, cred, de autonomă, în care trebuie lăsat robotul, toți lăsăm robotul și uh, controlul robotului uh -huh. efectiv și trebuie să îndeplinească anumite cerințe de unul singur. După această parte de autonomă urmează efectiv bătălia oarecum în sine și trebuie driverii noștri iau uh, telecomandele de control și încearcă să manevreze robotul astfel încât să facă cât mai bine cerințele date de de către mentori. Da, da okay, ok. La mine este ceață cu siguranță și pe ascultător. <laughs> dar am înțeles acum, pentru că ne-ați explicat pe românește, un lucru foarte greu de făcut, dacă mă întrebați eu pe mine, și lucrurile astea sunt făcute de niște lice liceeni, iar asta este mai mult decât impresionant. Mm -hmm. Și acum, pentru ce vă pregătiți? Uh, acum ne pregătim pentru uh, competiția First Tech Challenge, care mm -hmm. de recent a fost catalogată ca Olimpiadă. Uh, și are o part, are mai întâi faza regională, v-am spus, da. care are loc uh, cea din, de pe partea Moldovei fix la noi la Iași, la sala polivalentă în martie, urmând ca în aprilie sau mai să fie partea națională, uh, etapa națională la București sau Cluj. Anul trecut trebuia să fie la Cluj, dar, dar nu s-a mai putut, da. <laughs> Și până la aceste două competiții efective, echipele organizează după propria lor dorință sau Uh, decizia lor organizează niște demo-uri care sunt simulări ale mm -hmm. concursului efectiv și la care participă oricine vrea, se înscrie oricine vrea. Noi chiar echipa Fius, am organizat anul trecut un demo la Sala Pașilor Pierduți la Universitatea Alexandru mm -hmm. Ioan Cuza, unde a fost o experiență superbă pentru că de la am stat acolo de la 12 la prânz până la ora 1 dimineața non-stop, au venit foarte multe echipe de robotică, a fost superb, eu chiar am prezentat toate meciurile, -am, am fost anunțat în ziua respectivă că trebuia să anunț, a fost o provocare pentru mine. Și și cum chiar e atmosfera -am acolo? Setat. Atmosfera este excepțională, adică a fost o experiență total nouă pentru Pot mine, confirma. toată lumea da, toată lumea aplaudea și încuraja echipele, stăteau pe margine și făceau galerie și a fost o atmosferă extraordinară. Am înțeles că, că se mai încurajau și echipele între ele. Au fost exact. e, a fost frumos. pentru că noi facem alianțe cu o altă echipă mm. pusă, far pusă aleatoriu. Okay, și normal okay, că o okay. să susținem și echipa cu care suntem noi. Uh, da, și a fost, mai ales, finala, deci final o să fie un moment pe care nu o să niciodată. Toată lumea era toți adunați care au fost, par au participat la demo uh -huh. și încurajau, cântau, aveau un imn, efectiv aveam imn și, da, nu pot descrie în cuvinte, dar... O vă invităm. Nouă. Da, vă da, invităm, dacă o să mai fie demo-uri și eventual competiții. Noi da, suntem da. aici să anunțăm. Pasiunea știm deja că implică foarte multă muncă, dar și timp. Cât de des se întâlnesc membrii echipei? Păi, și unde lucrați mai ales? În funcție de domeniul în care activăm, de exemplu, marketing, mecanică, nu știu, ce mai avem... Carte tehnică, tehnică. proiectare 3D, mass media, relații publice. Exact, și... în funcție de departamentul în care suntem, de exemplu eu cu Ana avem ședințe de marketing, băieții de la mecanică au ședințele lor. Și mai avem și ședințe în care suntem cu toții ne sfătuim, ne gândim ce putem să facem pe viitor și chestii de genul acesta. Și cel mai important, avem și destul de multe team building-uri pentru că uh -huh. noi considerăm această activitate, nu știu, esențială în... A mărgă a unei... și roboței în da. team building-uri sau. Da, cum să nu ei sunt prezenți mereu și da. team, build... okay. team building-urile acestea sunt foarte importante pentru că, înainte de toate, înainte să fim o echipă, noi suntem prieteni cu toții și asta este lucrul care ne-a ținut legați cumva unii de ceilalți și este cred că cel mai frumos lucru pe care îl poate dobândi o echipă ca Fuse. Vorbiți și în timpul liber despre robotică și despre roboți? Mereu vorbim da, despre robotică despre de și de roboți. Și o, un avantaj foarte mare pe care îl avem este că noi, în echipă, suntem foarte mulți oameni în același grup de prieteni care ne întâlnim mm -hmm. constant și în afara efectiv spațiului de la robotică și oricând, în orice moment al zilei, oriunde am fi, într-un parc, într-o cafenea, dacă ne vine o idee, o notăm, și, o notăm <laughs> și eventual încercăm să o punem în practică, oriunde am fi. Adică, asta mi se pare foarte frumos. Foarte frumos, cu toate astea știu că este o pasiune destul de costisitoare. Um, care sunt materialele de care aveți nevoie și cine vă poate ajuta? Păi, eu și cu Ana și cu colegii noștri de la marketing ne ocupăm de partea de finanțare, yeah, ca să zic așa. Okay. Discutăm cu diferite branduri, discutăm cu diferite business-uri care ne pot finanța uh, pentru a cumpăra diferite pies piese pentru robot. Fundraising uh, adevărat! Exact! Asta este foarte interesant pentru că noi la marketing învățăm cum să discutăm, cum să punem problema cu anumite, anumite mm -hmm. persoane și este un lucru care te dezvoltă nu numai pentru moment, dar și pentru viitor. Și este un lucru pe care eu l-am învățat anul acesta. Mulțumesc, Ana! Uh, am avut noroc <laughs> right. de colegi care mi-au explicat. Că trebuie să fac această treabă și mă bucur super mult. Văd că v-ați împărțit exact ca într-o companie adevărată dacă stau să mă uit la funcțiile voastre. Cine sunt colegii voștri? Să-i menționăm și pe ei. Deci este Toma Chiruță, care este fondatorul acestei echipe și este și mentorul nostru okay. de acum, care ne îndrumă, îndrumă și ne motivează <laughs> foarte tare. Sunt, pe, sunt doi coordonatori pe pe partea de marketing este Ștefan Bălănici, și pe partea de mecanică este Vlad Follower. Okay. Uh, după aceea suntem eu și Cezara împreună cu Ilinca Sparti pe partea de marketing și pe relații publice și suntem foarte, foarte mulți. Suntem mult. 30 suntem, de suntem oameni, 30 de oameni ah, okay, pentru că okay, am făcut okay. două echipe, că am spus că vrem să ducem cât de departe se poate această tradiție și această echipă și vrem să rămână oameni după ce vom termina noi liceul, să continuăm, să continuăm echipa fiuz. Și e o întrebare de baraș, rămâneți în sau nu? <laughs> nu știu ce să Încă zic, nu. este o întrebare foarte bună, eu cel puțin aș vrea să rămân în Iași, pentru că aici am descoperit multe oportunități, chiar dacă uh -huh. în București știți cum se zice, ai mai multe oportunități e, da, București este o tentație este o tentație început, foarte mare, da. dar aici oamenii sunt mult mai calzi, din punctul meu de vedere Așa nu zic, iubesc București, iubesc bucureștenii dar e, este un loc unde te poți dezvolta și am observat că tineretul a avut un impact foarte mare pentru Iași și faptul că au început diferite proiecte, uite cum sunt noi cu Fuse. Mm -hmm. Am început chestia asta practic de la zero și o ducem în continuare în de -ă, departe și na, lucrurile se dezvoltă frumos și în Iași, nu numai în București sau în Cluj. Noi suntem oricum mereu aici să vă povestim pe frecvențele Viva FM. mulțumesc tare mult că ați venit la noi. Ia să salutăm și pe colegii voștri care sunt sigur hey! că unii dintre ei Bună! ne ascultă Probabil acum. Probabil la ore. <laughs> Salut, succes. <laughs> și vă dorim mult mult succes. Să vă întoarceți cu rezultate frumoase. Noi suntem aici să le aducem în fața ascultătorilor noștri Viva FM. Mulțumim tare. Tare mult. Și, tare mult oricum o să ne revedem în curând să vă explicăm cum au fost la competiții cum au fost la demo-uri da, cu experiențe noi și povești noi exact dragi ascultători, noi povestim în continuare interviul îl veți putea urmări și pe site-ul nostru vivafm.ro este ora 9 și 22 de minute. bună dimineața aici. bună dimineața